Ieri s-a făcut un pas important pentru un proiect investițional esențial pentru stațiunea climaterică Sâmbăta. Constantin Todorică Șerban, președintele Consiliului Județean Brașov, a semnat ieri contractul cu asocierea Sece Diferit AG și Sece Diferit SRL pentru realizarea obiectivului proiect tehnic plus execuție reabilitare DG108B. Este vorba despre finalizarea refacerii unui tronson rutier în lungime de 700 de metri situat în stațiunea climaterică Sâmbăta, care a fost păstrat în categoria funcțională de drum județean, după ce în anul 2023 autoritatea publică a județului Brașov a declasat 3 km din DG108 în categoria de drum comunal, iar în acest an a aprobat încadrarea în categoria funcțională de drum de interes local, drum comunal, a unui segment situat în zona Mănăstirii Brâncoveanu. Trebuie precizat faptul că anterior, pe cei 700 de metri de drum județean au fost executate lucrări privind asigurarea scurgerii apelor și lucrări la partea carosabilă și turnarea stratului de binder, în baza unui contract care însă a trebuit reziliat ca urmare a intrării în insolvența firmei care l-a executat. În această situație, Consiliul Județean Brașov a realizat o expertiză tehnică pentru relevarea restului de execuție și a desfășurat procedura de achiziție pentru finalizarea lucrărilor, în urma căreia asocierea Sece Diferite AG și Sece Diferite SRL a fost declarată câștigătoare. Valoarea totală a contractului semnat ieri este de aproximativ 1.600.000 de lei, dintre care peste 1.500.000 de lei reprezintă valoarea lucrărilor care urmează să fie executate și a organizării de șantier. Finanțarea este asigurată prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală. Asocierea de firme urmează să implementeze contractul cu ajutorul firmelor subcontractoare în decurs de 5 luni, din care 3 luni sunt alocate pentru proiectare și 2 luni pentru execuția lucrărilor.